Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal. Urmează o ediție specială a emisiunii. Invitata mea este o veche cunoștință a emisiunii noastre, Loredana Marin. Bine ai venit, Loredana, mulțumesc! Bine v-am găsit și bine te-am regăsit! O persoană, o doamnă care continuă, cum spuneam și într-o emisiune de acum ceva timp, să credă că Prahova are viață mondenă, care invită lunar la lansarea revistei lei. Sunt tot felul de locuri inedite. Și luna aceasta, și astăzi, va avea loc lansarea numărului din această lună a revistei. Și iar, ai găsit o locație wow. Spune-mi, te rog, care e povestea cu locațiile? Că ai putea să închiriezi o sală. Și ar fi mai ușor. O sală de evenimente și ar fi mult mai ușor. Dar tu cauți poveste, cauți istorie, cauți ca acea locație să aibă ceva de spus, de transmis invitaților. În primul rând, cred că poveștile m-au găsit pe mine, pentru că datorită, din cauza faptului că revista a fost lansată în pandemie, am fost cumva forțată să găsesc ineditul să pot lansa. Și pornind de la asta s-a întâmplat astfel. Prima ediție a fost lansată door to door, în care ne-am dus cu echipa de filmare cu masca către toți oamenii mai importanți, dacă vrei, din oraș, către instituții și așa mai departe. După care, asta undeva prin mai, la începutul pandemiei, după care nu aveam nevoie din nou să facem eveniment și a trebuit să lansăm într-o mașină. Am găsit o mașină, nu o să pot spune marca, dar care a fost amenajată cu masă, cu canapele și așa mai departe, și oamenii au fost invitați acolo. Pare stil american, așa, adică inedit, ai venit cu nervi proaspăt, asta este concluzia mea. Mulțumesc, dar așa cum spuneam, cred că asta a venit cumva și forțată de situație. După care mi-aduc aminte, în următorul an, la fel, era nebunia aia, când ba aveai voie să faci evenimente, ba n-aveai voie. Și până într-o criză de locație și de concept, a trebuit să inventăm, cred că, unul dintre cele mai frumoase concepte de lansare, astfel încât am jucat pe scenă alături de Mihaela Rus, de directorul teatrului Toma Caragiu, lansarea. Am creat acest spectacol unde a avut și ni s-a dat voie să facem un regim de teatru, că practic aveai voie să inviți la teatru 30% da, din locuri. Da. După care am făcut la Filarmonică, după care și dacă am avut voie, nu mai puteam să vin cu ceva inedit, care să nu fie inedit. Adică nu puteam să merg într-o locație pur și simplu, pentru că oamenii erau, ia să vedem ce urmează. Așa că... Deci a fost stimulată. Reacția a fost wow, cu siguranță, da, din partea oamenilor. Și acum ești nevoită, victima, da, propriei idei. Și da, anume, hai, dar în locuri... Viața mi-a demonstrat că oamenii care gândesc la fel și care sunt cumva dornici să promoveze anumite locuri și anumite locații vin către mine. Așa că tot îți mărturisesc că am deja programată și lansarea ediției de iarnă, tradițională, locația este stabilită deja, pentru că sunt puse pe agenda, sunt oameni care vin și spun, uite, eu am locul ăsta, hai să-l aducem în față, pentru că e important, oamenii îl cunosc. Și într-adevăr sunt locuri senzaționale. Gândește-te la faptul că ultima lansare, cea din mai, a fost în satul Slon, în comuna Cerașu, la o altitudine de 1900 de metri, unde eu am identificat singurul muzeu de artă contemporană din zona rurală din Europa, muzeu înființat de Fundația Culturală Meta din București, în frunte cu un artist, unul dintre cei mai mari artiști contemporani, domnul Romelu Perbolovici, și ne-am dus acolo, în vârf de munte, unde toată lumea îmi spunea că o să fac singură lansarea și am spus o să fac singură cu domnul Romelu și cu tablourile, nu mă deranjează, dar locul ăsta trebuie să iasă în evidență. A fost un deliciu, pentru că deși am scris în invitație că oamenii și doamnele în special trebuie să aibă grijă la ținută, trebuie să aibă grijă la tocuri, că era o porțiune de câteva sute de metri unde urcai efectiv pe uliță cu grajduri lângă. Știi cum e la țară?
Foarte, către renovație. Mi se pare foarte tare. Oamenii au venit și s-au bucurat extrem de locul acela. A fost fără tocuri, normal, sau cu tocurile în sacoșă, da. Și cu Adidas și în picioare, da? Da, să știi că am avut și doamne eroine care au rămas, au venit cu tocurile și au rămas până la final. Iată că acolo se tot întâmplă evenimente și oamenii deja sunt cumva familiarizați cu acest loc. Astăzi se lansează la Breaza revista. Se lansează la Breaza într-un concept foarte drag mie. Cred că este cu siguranță cea mai emoționantă lansare pentru mine, pentru că conceptul este acasă, toamna acasă. Coperta acestei ediții pe care o ai acolo, dar nu vrei să o întorci, da, am înțeles. Așa. Nu facem, nu. Nu. Mi-ai dat coperte să mă joc aici și ca atare sunt cu minte. Da. Uite că practic dacă te uiți la fiecare, o să vezi cumva niște valori ale Prahovei, o să vezi oameni de succes. O avem pe Monica Davidescu, îl avem pe Denis Ștefan, o avem pe Mihaela Rus, îl avem pe Cezar Oatu, pe domnul Vlad Mateescu, pe Iuliana Tudor. Adică sunt oameni ai Prahovei și să știi că nu toată lumea știa despre ei că sunt prahoveni. Iar acum avem un fost coleg de generație cu mine, Brezean. Am fost colegi de liceu, nu de clasă, dar... La Breaza, tot într-o locație de asta, unde ai pus să urce, da, 100 de metri? Sau? Au avut noroc de data asta că nu o să urce. Am identificat, în schimb, o locație care e destul de exclusivistă, o locație turistică cu circuit închis, unde se vor bucura de o seară ca în copilărie. Conceptul este acasă. Practic tot ce se va întâmpla acolo ține de bucuria de a reveni acasă, oricând, indiferent unde te duci în lume, de puterea de a aduce către acasă oameni care să cunoască locurile, cu bune, cu rele, cu, nu știu, cu stadiul la care sunt, cu promisiunea de dezvoltare, cu tot ce se întâmplă acolo. Și cred că... Se vede că e conceptul tău, că ai vorbit foarte bine, adică da? Emoționant, așa, da? Chiar o să fie frumos, uite, o să avem un fine dining cu găluște, cu prune, cu zacuscă și fasole bătută, cu plăcinte, cu tot ce înseamnă acasă. Spune-te, rog, cum reacționează locațiile când te duci acolo? Că tu bănuiesc că mergi sau auzi, pe urmă te documentezi și te duci, domne, vreau să fac lansarea la Slon, vreau să fac la turnul. Ai făcut în locuri neconvenționale, adică, domne... Și să știi că și la turnul a fost o mare bucurie la vremea respectivă, pentru că, practic, s-a atins cumva scopul și acolo. Scopul lansării la turnul a fost ca lucrurile să se întoarcă, că știi bine că acolo e un proiect social în plină ascensiune, sunt căsuțele acelea create de Mănăstirea Turnul pentru copiii orfani. Eu am vrut să fac lansarea aia, în primul rând, pentru că e un loc absolut fantastic din punct de vedere spiritual. Părintele Stareț de acolo e o poveste și interviul pe care mi l-a dat la vremea respectivă a fost unul revelator și ideea de forță a fost ca oamenii, firmele, să cunoască locul și să ducă către acel loc o sponsorizare, un ajutor, un proiect pe care să-l implementeze, că de fapt despre asta e vorba. Sunt însă și cazuri în care locațiile vin spre mine. De exemplu, locația lansării de astăzi a venit spre mine, ne-am cunoscut cumva pe Instagram, eu nu știam de locul acela. Am făcut un shooting anul trecut acolo și mi-am dat seama că era locația potrivită pentru a mă întoarce acasă alături de mai mulți oameni. Insiști ca revista să apară pe hârtie. Da. Este lucrul la care nu voi renunța niciodată, indiferent că e foarte amuzant, pentru că oamenii care nu mă cunosc, adică care nu știu care e jobul meu, nu știu că eu am agenție de comunicare, că sunt foarte mult pe zona de social media, că am un blog, că am un cont de Instagram pe care fac tot felul de campanii pentru clienții mei, încearcă să-mi explice că online e viitorul. Tipar, da, că tiparul e trecutul. Nu știu că online e viitorul, dar există o anumită categorie de oameni și am plecat cu o bulă foarte mică. Am plecat, cred că, cu 20-30 de oameni care credeau în print și acum cred că suntem undeva la 300. Ce are tiparul și nu are online-ul? Are foarte mult. În primul rând are substanță. Omul și jurnalistul care scrie pentru print, pentru tipar, scrie cu mai multă responsabilitate, pentru că lucrurile alea rămân acolo. Asta nu este o revistă de citit într-o seară sau de frunzărit la cafea, deși ea se găsește și în cafenele ca să atâțe omul, știi? Este o revistă pe care o citești ca pe o carte,
Pentru că, după cum vezi, are 180 de pagini, sunt interviuri foarte stufoase, sunt interviuri de 7-8-10 pagini. E informație care nu se, care nu are termen de valabilitate. Adică, ok, poate trecem și în revistă anumite evenimente care s-au întâmplat. Dar, ideea dar interviurile cu oameni relevanți, oameni minunați, acelea sunt eterne, da. Exact. Și asta are... Dar și nu online, dar în arhivă, nu? Nu contează, știi bine că nu contează. Adică scrollul acela nu poate vreodată să concureze cu, cu hârtia pe care o atingi, cu seara. Și cu zgomotul acela și cu mirosul. Da. Și vorba în primul rând de ceea ce s-a creat în jurul revistei. Pentru că oamenii de 3-4 zile postează în continuu în online. Că uite, asta e frumos, că s-a legat cumva. Adică comunitatea din online s-a transpus în offline, iar asta e o chestie extraordinară până la urmă. Pentru că, după părerea mea, dacă ceea ce faci în online, chiar dacă nu știu, ai foarte mulți urmăritori, ai foarte mulți prieteni, ai foarte multe like-uri la postări, dar dacă faci un eveniment fizic și ai 5 oameni, este egal cu zero ce se întâmplă acolo. Tu trebuie să transferi capitalul de imagine de acolo și capitalul de încredere, dacă vrei, și să-l transpui în viața reală, pentru că asta ne lipsește. Și mă uitam zilele acestea că, știi că e secțiunea de amintiri de la Facebook și oamenilor le-au venit amintirile de anul trecut, de la lansarea de anul trecut, din timpul acesta. Și toată lumea pune, abia aștept, oare ce ne-a pregătit, oare ce se întâmplă. Și pentru mine asta este minunat. Cum reacționează agenții economici când aveți discuții, apropo de contracte de publicitate, că așa susține, da, nu da, e da. Niciun, adică e de natural, e firesc. Și spui, domnule, știți că noi apărăm pe tipar, care sunt reacțiile? Toți oamenii, toți clienții cu care am plecat când revista era în stadiu de proiect. Și vorbesc aici în stadiu de proiect, adică efectiv nu a apăruse... Nu, numărul 1 nu era, da. Da. Au plecat la drum cu noi. E vreunul care a rămas? Toți au rămas. Coperta este aceeași de la prima ediție. Mă întreabă, într-o primă fază, bineînțeles că toată lumea întreabă cum se vinde revista, cum, câte... Care-i tirajul? Care este tirajul. Da. Și eu le spun că apare în 500 de exemplare. Pentru mine 500 de exemplare, bine. A, deci nu blufezi, nu spui un număr... Păi nici n-aș putea, pentru că, să-ți spun sincer, pentru lansare, de exemplu, se fac 200. Pentru lansare, după care se produc. Lansarea revistei și această producție acestei reviste, 200 de exemplare costă 4.000 de euro. Adică sunt foarte mulți bani. Sunt mulți bani, da. Pentru că are 180 de pagini. Pentru că, și nu sunt niște condiții grafice deosebite și hârtia este foarte bună. Asta da. Spun. Și aș minți, ar fi de fapt, nu știu dacă deci este un produs premium. Nu este un produs asta premium. Dorești. Da, să... dar încerc să le spun. De fapt, nici nu trebuie să le mai spun pentru că particip în lansare. Și văzând oamenii care vin acolo și văzând că, până la urmă, tot publicul ăla este extrem de relevant, și văzând ce se întâmplă după, pentru că după fiecare lansare se leagă lucruri, oamenii se cunosc între ei, au dezvoltat proiecte. Networking, tu faci acolo? Networking-ul acela care nu e pus la masă și făcut scorțos. Dar așa, cred că acum e și o binecuvântare pe care o am eu și o să zic acum asta fără lipsă de modestie, pentru că reușesc cumva cu oamenii aceștia de business, care în mod normal sunt intangibili, sunt rigizi, reușesc să iau de mână și să le spun, uite, el e cu tare, puteți să faceți lucrul ăsta împreună, el e și se întâmplă lucruri și oamenii văzând de fapt, au înțeles că de fapt e vorba de calitate și de publicul relevant cu care poți să dezvolți lucruri, mai ales la nivel de Prahova. În plus, față de asta, e factorul acesta de online care ajută, că până la urmă... Tu ești foarte cunoscut în online, da? Aia, domnule, Loredana, până online, e fost foarte bine și, pe de altă parte, au te care de ani de zile leisul revistă tipărit, adică da, nu în online. Da. Și ideea este că poți jongla cu canalele astea, pentru că eu am vitejie pe tocuri care a rămas blogul și pagina de Facebook și Instagram, care a rămas și ea pentru anumite proiecte. Am încercat, în schimb, să le separ puțin. Pentru că sunt cumva diferite canalele și cred că contează ca fiecare să fie pe propria direcție. În plus, față de asta, mai e colaborarea cu Camera de Comerț, care pentru mine contează foarte mult. Revista, după lansare, ajunge sub formă de newsletter către toți membrii Camerei de Comerț, către membrii CECAR-ului, către administrația publică din Prahova,
Și oamenii deschiși. Deci ai grijă să o popularizezi către mediul de afaceri. Către oamenii care înțeleg conținutul și care își permit publicitatea, că despre asta e vorba. Că nu mă interesează să cumpere revista toată lumea, pentru că conținutul este un conținut premium, este un conținut axat pe toate domeniile, acoperă toate domeniile. Asta era următoarea întrebare. Da. Revista, adică oamenii ce pot citi interviuri de calitate cu oameni relevanți. Da. La ce țin? Te rog. Au secțiune de cultură, care este foarte bine pusă. Cultura 2023, tipar? Da. Da. Ții tu. Că ți-ar dai seama că mulți ți-ar spune Loredana. Dacă te uiți... Pe Insta bănuiesc că ți-ar spune. Pe bune? Mie nu-mi spun asta, pentru că eu chiar dacă în momentul în care... Bine, bag bățul prin gard acum, evident. Da, știu asta. Nu, dar ei s-au obișnuit cumva cu comunicarea mea și știu ce fac. Chiar dacă la început, când am început eu cu blogul, cu partea asta de fashion, care a fost considerată superficială și probabil că încă mai este considerată așa, comunicarea mea a fost întotdeauna, așa cum Vlad Mateescu mi-a spus la un moment dat, culturală. Eu am vrut să aduc evenimentele astea care sunt grele, da? Care sunt niște evenimente tot așa, nu destinate tuturor, am vrut să le aduc un pic mai aproape de mai mulți oameni. Adică de... Și am zis că dacă câștig un adept, 2, 3, 4, ăsta este de fapt câștigul. Și revista pe partea de cultură stă foarte bine. Avem o colaborare încă de la începutul revistei cu istoricul Lucian Vasile, care știi bine este un reper. Este un nume, da. Este un nume și eu sunt onorată că a rămas de la început. George Grigorescu, știu că e foarte greu să-mi pui întrebări. George Grigorescu... M-am abținut, mi le înghit, mi-e problema. Colegul meu, la fel, are o secțiune extraordinară. De exemplu, în ediția asta acoperă o foarte bună parte de HD-ul, pentru că ne-am împrietenit tot prin Lace, am ajuns la Câmpina, ne-am împrietenit cu doamna director, am dezvoltat acolo evenimente. Am dezvoltat Prahova e mică, te gândești, apropo de conținut. Da. Apropo de comunitatea pe care îl s-o creezi. La lansări mai ales, dar după aceea ea se dezvoltă, fiecare cu afinitățile lui. Apropo de locațiile acestea total atipice unde, pe care le alegi pentru a lansa revista, ai de gând să te întreb, cum era, scriam noi în oracol, ce planuri de viitor ai, dar încerc să trec de clasa 8-a. Mi-ai dat o idee pentru diseară, că oracol n-am la eveniment. Bun. Spune-mi, te rog, ai de gând să... cum vezi viitorul acestei reviste? Îl vezi doar în Prahova, între 500 și 1000, în următorii 5 ani Uite, de zile? Obțin și eu exclusivitate cu ocazia asta, pentru că numărul acesta a făcut trecerea. Deja avem Brașov, avem materiale din Brașov și din Teleorman. Am avut acolo un interviu fantastic. În Teleorman există o rezervație naturală extraordinară de bujori într-o pădure și m-a trimis cineva la un preot, profesor de franceză, cu care am avut un interviu fantastic. Deci s-a făcut deja trecerea. Dar să știi că este foarte greu, pentru că nu e vorba că termin cu Prahova și te apuci de altele. Deci Prahova mai are mult de... Dar o vezi regional, așa, în perspectivă? O vezi național. Regională și națională sau direct națională, ca să știu o treabă? Nu cred că regională, cred că direct națională. Tot cu tipărită? Tot cu tipărită. Tot cu locații atipice tot pentru la... Tot cu locații atipice și, bineînțeles, să nu uităm și de partea electronică, pentru că chiar dacă este revista tipărită, pe site se vând PDF-urile, adică se vând variantele electronice, toate numerele pot fi... În cât timp vezi că Lace-ul să devină revista națională? Într-un an. 2024, așadar, da, Lace-o va deveni și ne vei invita prin Suceava, fiindcă toată țara va fi prea mică pentru Loredana. Îmi doresc să rămână inima, să rămână aici și mă gândesc că până nu voi epuiza toate locațiile din Prahova, chiar dacă va fi național, nu mă voi duce în altă parte. Pentru că, uite, avem o problemă cu oamenii care scriu în revistă, cu comunitatea. Sunt foarte supărați că vreau să duc revista la nivel național. Îmi spun, măi, dar e a noastră. Sunt câteva ingrediente
Eu spun de pe margine, cum se spune, dar sunt și totuși din teren, din terenul presei. Sunt câteva ingrediente extrem de importante pe care le ai, pe care le revista le are. În primul rând, ambiția ta și te are pe tine acolo, ca și suflet, ca și inimă. Pe de altă parte, echipa care o creează, faptul că alegi locații atipice, faptul că pui accentul pe networking, adică nu, uite... Și pe networking-ul ăsta ți-am zis prietenos. Da, da, da. Adică sunt câteva ingrediente extrem de importante care fac ca revista la nivel național să aibă succes. Adică nu văd de ce nu ar fi. Pe de altă parte, un conținut de calitate, un conținut premium, să iei o revistă tipărită și să vezi, să poți citi un interviu cu o personalitate, da. De ce? Mai nu. Un lucru. Bogdan, faptul că revista este un produs unic, tocmai prin faptul că acoperă foarte multe secțiuni. Pentru că, în general, sunt reviste nișate. Revistă de business, avem Forbes-ul, da? Revistă de modă, revistă generalistă, de femei. Revista aceasta acoperă, așa cum am început să-ți spun, toate secțiunile. Avem business, avem educație, avem cultură, avem sănătate, avem interviurile acestea cu tot felul de oameni, avem artă. Și în felul acesta e un produs nemai întâlnit, pentru că nu există o revistă care să acopere toate astea. Și am stat să mă gândesc la un moment dat, dacă oare n-ar trebui să scot anumite secțiuni în ideea în care să o fac un pic mai sobră. Adică nu știu, să rămână doar educație, cultură, business. După care am stat să mă gândesc că revista se adresează oamenilor de o anumită clasă, dar oamenilor relaxați. Adică chiar dacă începe revista cu un interviu sau cu un material, nu știu, despre fondurile europene, și continuă sau la un moment dat spre sfârșit. Am un material, nu știu, despre sănătate, despre fasting. Avem acum unul dintre cei mai buni diabetologi din Prahova, doamna doctor Diana Florentina Popa, care scrie tot de la început în revistă și a făcut un material foarte interesant și foarte util pentru oameni. Și mă gândeam că poate la prima vedere ele nu merg împreună. Dar uite, de exemplu tu, sau domnul care a scris articolele despre fonduri sau antreprenorul de succes care are copii. Pe el îi interesează toate lucrurile astea. Adică pe antreprenorul acela din top 100 îl interesează o alternativă pe care o găsește la secțiunea de educație pentru copilul lui adolescent, ce poate să facă, ce activități să aibă ca să, nu știu, să-și mute privirea de la ceea ce se întâmplă în anturajul lor în momentul ăsta. Doamna care are o afacere de succes va fi interesată de cum să slăbească sau de cele mai noi tehnologii în frumusețare. De asta spun că, până la urmă, conținutul ăla e un conținut pentru toată familia și un conținut pentru omul care vrea să trăiască frumos și vrea să se dezvolte și să-și dezvolte toate categoriile vieții. Deși ne cei că e pe... Ia mâna bine, dacă este... Deși ne e pe... Este... Aici o reclamă. Este unul dintre cei mai succes... de succes producătorii din industria muzicală națională, dacă nu cel mai de succes. Deci începând de astăzi, cei care doresc o pot găsi revista și... De luni va apărea. De luni, da, ok. La chioșcuri, da. Și pe de altă parte, bănesc că există și în anumite locații. Bineînțeles, da. E prin toate cafenele din Ploiești. Deci mergeți într-o cafenea în Ploiești și întâlniți și le Iisus. Îți mulțumesc, Loredana, pentru... faptul că ai onorat invitația și, pe de altă parte, pentru deschiderea ta, bine, binecunoscută deschiderea ta, este interesant, iată, așadar, Leisu devine dintr-un proiect județean, devine un proiect național, începând cu 2024, însă, Loredana... Aproape că mă zingă în campanie. Însă, Loredana a spus clar că aceleași locații inedite pe alocuri greoaie, mă refer la acces de lansare a revistei, vor rămâne aceste locații. Îți mulțumesc mult de tot, îți doresc succes și ne vom reîntâlni cu siguranță. Un proiect național, într-adevăr, e wow. Îți mulțumesc, o seară bună în continuare. Aici punem punct astăzi emisiunii Proces Verbal. Ne vom reîntâlni mâine, dragi prieteni. Până atunci, numai bine.